Submăsura 6.1 pentru instalarea tinerilor fermieri a avut succes, cel puțin pentru doritorii aflați pe teritoriul țării. Banii alocați pentru anul trecut au fost epuizați și cu siguranță va exista o nouă sesiune de depunere a proiectelor pentru fonduri europene și în 2021. Totuși este important de știut pentru cei care au accesat deja măsura și au primit banii că mai pot accesa și alte submăsuri pentru a-și dezvolta exploatațiile. Complementar, doritorii pot să acceseze și submăsura 4.1 pentru dotarea cu utila sau modernizarea exploatației sub măsura 4.2 pentru procesare și depozitare sau sub măsura 6.2 fonduri europene pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale. Scopul investițiilor este înființarea și dezvoltarea de micro-întreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural. Un articol extrem de bine detaliat despre aceste inițiative de finanțare îl găsiți dacă intrați pe site-ul nostru agrominus.tv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă.